Ionuț, cum este această perioadă de pregătire pentru voi? E o perioadă foarte bună, ne pregătim foarte bine la antrenamente și sperăm să ne atingem toate obiectivele. După vacanță ați revenit cu bateriile încărcate? Da, am revenit cu bateriile încărcate, o luăm de la zi la zi, ne pregătim foarte bine la antrenament și sperăm să ne atingem obiectivele. Cum a fost meciul școală cu echipa mare? A fost un meci bun, ne-au cam alergat, dar asta e la început. Liga a 3-a urmează partea a doua sezonului, ce așteptări aveți? Sperăm să terminăm pe podium, să intrăm în play-off și să jucăm barajul, să promovăm la Liga 2. În Liga Elitelor, cu siguranță, ați jucat până acum foarte bine, vă doriți să continuați pe aceeași linie? Da, ne dorim să continuăm pe aceeași linie, suntem cei mai buni și așa trebuie să terminăm. În plan personal, ce îți propui pentru acest an? Îmi doresc să fiu sănătos și lucrurile bune vor veni. Ai marcat multe goluri, o ții pe aceeași linie? Da, Doamne ajută, asta e scopul meu. Răzvan, a doua săptămână de pregătire, cum este? Este bine, am început cu o primă săptămână cu două antrenamente pe zi, am încheiat cu meci școală cu cei de la echipa mare și atât. Cum a fost în vacanță? A fost bine, a fost scurtă, dar a fost bine cât a fost și acum am revenit la antrenamente. O să aveți aproape două luni de pregătire, urmează meciurile din Liga 3, ce vă propuneți acolo în eșalonul 1 al 3-lea? Ne propunem, cum am zis și la început, promovarea în Liga 2, cu cât mai multe goluri și cât mai puține primite. Principalul obiectiv va fi și în Liga Elitelor? Da, normal, să câștigăm cam fiecare an și să dăm și acolo cât mai multe goluri și să primim cât mai puține. Ai avut o primă parte a sezonului foarte bună? Da, am dat multe goluri, multe pase de gol, mi-a ieșit foarte multe dribblinguri. Sper să țin tot așa și în retur. În primul rând, în 2022, ce îți dorești? Să fiu sănătos și să am tot așa foarte multe reușite și odată dacă am meciuri foarte bune și la junior și la Liga 3, să pot face pasul la echipa mare.